apropiem ușor, ușor de Albița. Vama Albița Leușeni. Sper să nu fie aglomerat și să trecem repede. Dar dacă e aglomerat, asta e. Ne așezăm frumos la rând. Din nou, dacă vreți să mă urmăriți în continuare, m-ar ajuta un subscribe, un like, poate și un share. Nu costă decât un click. Mulțumesc!
arătat. Și am făcut cam cât 300 și ceva de kilometri. Șapte consum. Eu zic că e mai mult decât bine. Mers într-adevăr liniștit, 90-100 maxim, n-am mers foarte tare. Dar asta nu e o mașină pentru mers tare, clar. Dar consumul ăsta e consum de diesel. Super ok mașinuța. Bună ziua! Am întrebat un litru de coniac de persoană, ai voie să aduci. E ok. Pentru consum propriu, așa e. O să dau 3 tone de coniac. Dar dacă vrei să iei mai mult, trebuie să vii cu cineva să distribui cantitatea.
vedem unde găsim o benzinărie, să luăm cartelă și vinietă. România. Ne vedem mai târziu. Trecem Prutul. Uite ce mare e Prutul. Frumos. Și acum suntem în Republica Moldova. Vinietă. Și de unde cumpărăm vinietă? Moldovan goods. Aici un fel de shop. Aici pe unde e verde. Trecem. Am intrat în Moldova, am luat cartel, am luat vinietă, dar că merge foarte slab internetul ăsta și nu reușesc să îl fac pe Waze să navigheze. Poate își revine mai în față. Oricum a durat ceva, m-au întrebat de 7 ori ce am în bagaje. Se mirau că am venit singur și prima oară. Dar până la urmă au fost ok oamenii și le-a trecut mirarea și m-au lăsat să intru. Interesant că doamna de la benzinărie, de la Petrom, la Petromul din Moldova, am cerut vinietă și mi-a zis că să știți că aici nu e rovinetă, este vinietă. Da, doamna, zic, n-am cerut rovinetă, vinietă am cerut. Probabil că e obișnuită să ceară mulți oameni rovinete și e intrat în reflex să facă observația asta, deși eu chiar n-am zis rovinetă. Un pic încordați așa, dar ok, până la urmă te lasă în pace. Era Uniunea Sovietică înainte. Un sat aici, intrare, pot tricolor, văd, vopsit în roșu, galben și albastru, acolo în față. Să vedem.
de. Asta e podul tricolor. Iar aici este satul de care vă ziceam. Se poartă acoperișurile albastre. Acoperișuri de asfalt, ciment, cum erau pe vremuri. Din panouri din alea ondulate de asfalt, ciment. Peste tot în limba română. E frumos. Sentiment plăcut. Ba da, asta e. Arată cam secundar, așa că
Nu vă supărați, vă rog. Spre Chișinău pe aici e? Ăsta e singurul drum, da? Ăla e mai bun pe partea aia? Asfaltul e mai bun? Deci... Da, mersi mult. Mă întorc, mulțumesc. Da, deci... Ăsta e drumul mai scurt, da. E super prost. E mai lung, da. Merg. Oizul în pește. Thank you.